Salut, Fabian! Bună dimineața, dragi prieteni! În această ocazie este alături de mine tot domnul psiholog Ilie Marinescu. Vă mulțumesc încă o dată că ne-ați primit la dumneavoastră. Bună dimineața, salutele spectatorii acestui post atât de frumos și aștept întrebări. În această ocazie o să vorbim despre relația dintre profesor și elev. Ce să facem atunci când ne plictisim la ore? Eu nu cred că elevul se poate plictisi la ore dacă profesorul are capacitatea educațională în raport cu elevul, astfel încât să îl determine să nu se plictisească. Așadar, din punctul meu de vedere, profesorul, educatorul, este cel care trebuie să imprime interesul pentru o anumită materie. În momentul în care profesorul este plictisit, înseamnă că este depășit de situație și este depășit de propria lui condiție de profesor. Cum să ne motivăm noi pe noi ca să învățăm? Ca să fii motivat pentru o anumită materie, trebuie tot profesorul să-ți imprime dragostea față de o anumită materie. Sigur, există și situația în care un elev, elevului respectiv, trebuie să îi se descopere vocația față de o anumită materie, materie care îi va conduce pașii către o anumită profesie. Dacă vorbim de o perioadă de liceu în care nu e așa, elevul respectiv trebuie să urmeze o facultate. Așadar, aptitudinile și vocația profesională trebuie descoperită atât de profesori cât și de părinți. Pentru că singur elevul s-ar putea să întâmpine anumite dificultăți pentru că nu are mecanismele încă bine dezvoltate de a-și gestiona el singur aptitudinile și atitudinea față de o anumită materie și atunci profesorul trebuie să imprime dragostea, să-l sprijine dacă elevul manifestă dragoste față de o anumită materie. Orice materie, dacă vreți să o luăm ca exemplu, să spunem biologie. Atunci profesorul de biologie trebuie să îl ajute să îi stimuleze dragostea pentru materia respectivă, să-l antreneze în activitățile de laborator, activități extraprofesionale, astfel încât acel elev, dacă are vocație pentru o asemenea materie și o profesie care să aibă legătură cu biologia, să se bucure în viitor de propria lui vocație. Nu știu dacă ați auzit vreodată, dar sunt adolescenți care se întreabă foarte des de ce avem nevoie de școală. De ce avem nevoie de școală? Elevul care își pune o astfel de întrebare înseamnă că în familia lui niciodată nu s-a vorbit despre școală. Într-o familie în care lipsesc cu desăvârșire cărțile din bibliotecă, într-o familie în care nu se vorbește niciodată despre școală, despre educație, atunci acel copil este, are tot dreptul să-și pună o astfel de întrebare, de ce îi trebuie școala. Fără școală ești un nimeni. Fără școală ești un om pierdut în societate. Fără școală nu vei putea evolua. Fără școală nu vei putea să profesezi o anumită vocație pe care o ai. Așadar, cel care își pune o astfel de întrebare trebuie să-și pună el însuși întrebarea de ce eu merg la școală. Și atunci părinții trebuie să ia o anumită atitudine față de acest elev. Din păcate sunt și astfel de familii dezinteresate de proprii lor copii și care nu doresc să evolueze copiii pentru că ei nu au evoluat sau pentru că trăiesc în familii promiscuie, în familii defavorizate, al căror interes față de școală este limitat. La sfârșit, vă rog, dacă puteți să ne transmiteți un mesaj scurt adolescenților care s-au uitat la noi. Am atâtea mesaje de transmis adolescenților încât poate nu mi-ar ajunge timpul, dar încerc să condensez câteva idei care îmi vin ad hoc în minte. În primul rând, dragi adolescenți, să țineți minte un lucru. Nu poți să ajungi în viață o persoană și o personalitate bine integrată în societate dacă nu te preocupă propria evoluție în plan spiritual, în plan educațional, să citești cât mai mult, să te interesezi de lucruri care ți se par deocamdată poate inaccesibile, astfel încât universul tău de cunoaștere să fie unul laborios și nu unul limitat. Vă mulțumim frumos pentru aceste cuvinte. Și eu vă mulțumesc. Dragi prieteni, ne vedem data viitoare. La revedere!